în versetul 12, după ce se face această desăvârșire a revelației lui Dumnezeu, rămâne cunoașterea. De asta biserica noastră și bisericile, toate bisericile Domnului Iisus Hristos, trebuie să aibă prioritar, de asta avem șanvonul ăsta mare aici, trebuie să aibă prioritar cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi credem că aici, eu cred în profeție. Eu cred că am cele mai bune profeții din lumea asta. Dacă vrea cineva să vină la proroc, să vină aici. Avem doi proroci care în fiecare duminică profețesc. Revelația lui Dumnezeu, da? Ce dar exercitați voi și exercităm noi când se profețește? Darul cunoașterii. Ne rugăm pentru manifestarea Duhului Sfânt în iluminarea minților noastre, a inimilor noastre, fie că suntem credincioși, fie că suntem necredincioși, ca să înțelegem profeția, revelația lui Dumnezeu și să cunoaștem deplin voia lui Dumnezeu și să-L cunoaștem deplin pe Dumnezeu. De asta predicăm sistematic toată Sfânta Scriptură, ca să-L vedem pe Dumnezeu în toată slava Lui și în toată gloria Lui, așa cum El a rânduit să-L vedem. De asta predicăm toată Sfânta Scriptură, pentru că vrem să înțelegem tot planul lui Dumnezeu și nu ascundem nimic din planul lui Dumnezeu. De asta predicăm sistematic Sfânta Scriptură. De asta lăsăm Sfânta Scriptură să ne dicteze cât să predicăm despre dragostea lui Dumnezeu, cât să predicăm despre dreptatea lui Dumnezeu, despre mânia lui Dumnezeu și măsura cât să predicăm anumite subiecte ne este dată de predicarea sistematică a cuvântului lui Dumnezeu, așa cum ne-a fost revelat. El este complet, credem că este complet și respectăm felul în care Dumnezeu a revelat cuvântul Lui. Respectăm câtă revelație a vrut Dumnezeu să ne dea. Respectăm cât a vrut Dumnezeu să ne spună despre toate lucrurile despre care ne-a spus ceva. Și asta facem. Expunem lucrul acesta. Darul care rămâne principal este darul cunoașterii. Nu este o cunoaștere mentală, bineînțeles, a lucrurilor. Este importantă cunoașterea mentală. Ci este mai mult decât atât, nu o cunoaștere mentale, ci și o cunoaștere duhovnicească. Mă închin și cu mintea, dar mă închin cu Duhul, dar mă închin și cu mintea mea, da? Și Pavel spune, mă rog ca să fiți umpluți de o cunoaștere duhovnicească a voii lui, în orice pricepere și înțelepciune duhovnicească. El nu vrea doar să avem teorie, ci această cunoaștere a lui Dumnezeu din cuvântul lui să aibă un impact puternic asupra vieților noastre, să transforme viața noastră. Darul principal care rămâne astăzi pentru noi, în ce privește revelația, sunt multe alte daruri care rămân, dar în ce privește revelația, este darul cunoașterii. Este darul cunoașterii.